Un apel la 112 anunță că la o trecere la nivel cu calea ferată din Comuna Roginoasa a avut loc un accident. Un tir încărcat cu cereale a fost surprins de un tren. Trei autospeciale de intervenție cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de prim ajutor au plecat între acolo. Ca urmare a evenimentului, 30 de persoane s-au autoevacuat, iar 60 de persoane au rămas în vagoane. Nicio persoană nu a fost transportată la spital. Deși camionul a fost puternic avariat, șoferul tirului a scăpat cu viață. El are câteva traumatisme.